După două zile în care Gorjul s-a aflat sub avertizare de ploi abundente și răcire accentuată a vremii, reprezentanții Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor au emis cod galben de inundații pe Jiu pentru sectorul Filiaș-Podari din județul Dolj și pe afluentul său Motru din județele Gorj și Mehedinți. Avertizarea care a intrat în vigoare în această dimineață este valabilă până mâine la ora 16. Nici meteorologii nu au vești prea bune. Duminică dimineața așteptăm minime de temperatură chiar negative, cuprinse între minus 2 și plus 3 grade. Începând de sâmbătă, vremea se va ameliora, cerul va deveni variabil, iar luni și marți, probabil că minimele de temperatură vor rămâne scăzute cu valori sub 0 grade, cuprinse între minus 2 și plus 4 grade, adică se va produce brumă pe arii relativ extinse în Oltenia. Specialiștii susțin că până miercuri temperaturile maxime nu vor depăși 10 grade Celsius, cu o singură excepție. Maximele de temperatură doar luni se vor mai încadra între 8 și 13 grade, iar marți și miercuri între 5 și 10 grade. Joi vor crește din nou și se vor încadra între 7 și 12 grade și apoi în intervalul 30-31 probabil că vor mai veni niște ploi. La munte sunt așteptate și ninsori. Prognozele arată că iarna va începe să-și intre în drepturi la începutul lunii noiembrie.